citostaticelor este o poveste mai veche. Inițial au fost câteva medicamente absente de pe piața din România. În ultimul an și jumătate, aș spune, criza s-a adâncit, au început să dispară tot mai multe medicamente și din cele care sunt mai ieftine și din cele care sunt foarte scumpe. Deja ora actuală, cel puțin în ceea ce ne privește, ne lipsesc cel puțin 12 medicamente. După ce s-a făcut acea zarvă și vâlvă în presă, am încercat să căutăm soluții ca situația să se rezolve, evident. S-a strâns un grup absolut informal, pe unii dintre ei nu îi cunosc nici acum, nu ne-am văzut niciodată la față, în care au început să se schimbe mail-uri. Avocați, domnul Cojocaru aici de față, nu vă supărați că vă domnesc. Mai mulți, cred că un grup de, până la urmă se făcuse un grup, o listă de mail de 7, 8, 9, 10 oameni, în care încercam să găsim soluții, ne sfătuiam ce mișcări să mai facem, ce pas ar fi de făcut ca să obligăm autoritățile să modifice. Ce trebuia făcut, tot dând telefoane la minister sau discutând cu ei, pe unii dintre ei mă refer la politicieni, la înalți oficiali, atunci pur și simplu îi amenințam la telefon. Dacă nu se rezolvă problema, ați văzut ce val mediatic s-a creat. Și vă spun asta ca să înțelegem cu toții și să fim conștienți, băi, cât de puternici putem să fim ca public. Pentru că televiziunile, în special, reacționează atunci când văd că ceva are audiență. Și creează o astfel de presiune pe politicieni. Are audiență, au televiziune, dacă noi ne uităm și vorbim despre asta. E foarte ușor ca să realizeze ei acest lucru, în special în rețelele sociale. Pentru mine, rețeaua citostaticilor a fost o lecție de viață. Și nu e un cuvânt mare. Pur și simplu am văzut că în România poți schimba ceva greu, mutând lucrurile înainte, cu ajutorul unui grup care se coagulează instantaneu în jurul unei cauze bune, bune pe bune, fără niciun soi de câștig de imagine, politic sau financiar. Pur și simplu, lucrurile s-au mișcat. Greu, dar s-au mișcat și au reușit să mute ceva. Vreau să te întreb, Dan, și o chestie, întreb, că poate nu o să ne dezvălui, dacă filmul demonstrează că e vorba și de corupție, că autoritățile, nu știu, vrând nevrând, condamnă persoanele astea care trăiesc cu cancer sau cu alte afecțiuni cronice la tortură și la moarte, dar sper că o să demonstreze. Deci eu fac trafic cu tratament anti-HIV, din fericire eu îl primesc gratuit și dau gratuit pacienților din țară. Cred că filmul va explica. În primul rând trebuie să spun că eu nu o să am niciun fel de intervenție, un comentariu. Nu o să am niciun fel de comentariu în acest film. Pur și simplu las faptele să se întâmple. Și cred că o să ne dăm cu toții seama dacă autoritățile au sau nu. Și ce vreau să mai spun e că cred că în ultimul timp destul de multe autorități, ca să le zic, persoane, în funcție de conducere, se cam duc la pușcărie. Este vorba de indiferență și de incompetență. Deci nu le pasă. Este indiferența celor care, de fapt, boși și handicapați. Vă amintiți și acest episod, da? Nu le pasă. Și după aia nu știu ce să fac. Da? De la un spital mi s-a spus, de la managementul spitalului, nu este problema noastră să ne ocupăm de medicamente. Întrebați la farmacie. Farmacia a spus, eu am făcut comenzi. Întreabă la, se numește, aprovizionare, da? Doamne, am aflat care e sistemul, da? Dar indiferența a fost pe tot lanțul, da? Indiferență, incompetență. Ținilor, e un subiect, așa cum am discutat cu toții, destul de mediatizat. Dar filmul în sine, cumva, vine și prezintă oamenilor niște personaje care, în presă, ok, e clar, există, numai că, văzând, nu știu, că aceste persoane
chiar au nevoile respective, chiar să se în fața unei camere, chiar îți dai seama că omul ăla suferă, mi se pare că e cumva mai mult decât presa scrisă. Deci odată mi se pare că subiectul ăsta o să rămână cumva viu, după cum am discutat mai devreme, de când am început să filmez la acest film și până azi, cumva problema s-a mai rezolvat, sau în mare parte s-a rezolvat. Mi se pare că asta era și discuția pe care am avut-o cu Vlad când am început proiectul ăsta. Eu m-aș bucura când acest film o să fie gata, să fie doar o poveste. Și nimeni să nu mai aibă niciun fel de probleme legate de... Numai că, din păcate, în ăștia 3 ani constat că, ok, problemele s-au mai rezolvat, problemele există. Deci, cumva, faptul că subiectul rămâne viu și filmul, sper eu, va fi destul de văzut, o să mențină cumva, sau o să pună o presiune pe autorități și sper eu, ca și cu acest film, problema să se rezolve.